Cei care s-au născut în zodia gemenilor vor avea în ziua de 16 aprilie luna plină în balanță, în casa a cincea a sentimentelor. Este un accent astral pus pe viața afectivă, pe poveștile de dragoste, pe legăturile între părinți și copii sau un accent pus pe tot ceea ce înseamnă activitate de creație artistică, activitate de interpretare sau contact cu lumea artelor, mod de a trăi în și prin intermediul unei activități artistice, indiferent de natură, teatrală, cinematografică, muzicală, plastică, literară sau în mijlocul unui public și al unor evenimente care presupun și astfel de prezențe și prestații. Unele le aparțin lor, altele sunt gestionate de către ei, iar într-o a treia ipostază, la acestea ei pot fi martori. Această lună plină este de natură să le aducă bucuriei, satisfacții, surpriză, implicare, motivare sau descoperire de sine. În plan sentimental, lucrurile nu au intensitatea pe care unii și-ar dori eu sau o sper, auzind că, iată, vine luna plină în acest sector. Ei, nu e ca și cum ar intra, fost frumos, călare pe calul alb în curte, pentru că lucrurile sunt mai complicate. Este doar luna în balanță. De partea elaltă, în berbec, este soarele. Și acesta nu permite multe dintre iluziile pe care și le vor face gemenii să devină realitate. Sunt și niște confruntări mai brutale, niște dezamăgiri sau niște ipostaze stridente care îl pot face pe cel născut în zodia gemenilor să se dea deoparte și să privească cu un ochi mai atent. Este până la un punct meritul lunii în balanță care le dă și această disponibilitate spre observație lucidă și atentă, spre diplomație sau spre o eschivă într-o ipostază nedemnă, nemulțumitoare sau străină de persoana și vocația lor. Între 17 și 19 aprilie dimineața, axa celor două case ale sănătății este bogat aspectată pentru că există niște planete în zodia Taurului care pun la încercare, într-un fel foarte special, tăria nervoasă, echilibrul nervos, forța morală, vocația psihicului de a aborda subiecte importante. Este foarte interesant cum se va desfășura acest mecanism, pentru că el le va da celor născuți în gemeni o foarte necesară stabilitate. Ei și-o vor dori, dar o vor obține, spre ea vor tinde și toate concluziile lor sau judecățile și evaluările unui om, a unei situații, al unui plan de viață, spre asta îl vor îndrepta, spre stabilitate. Este un moment în care mulți dintre gemeni nu-și mai doresc lucruri șubrede, relații precare, mod de viață bazat pe improvizație, situații fluctuante. Și la capitolul bani, azi am ce mânca, mâine mănânc la un prieten, alții nu au loc de muncă, traiul pe spongi și expediente și nesiguranță nu este pentru ei și această regrupare pe criterii solide, stabile, logice și normale este un lucru foarte bun. Deși este vorba de casa sănătății, este vorba de psihic. Și atunci vorbim despre însănătoșirea vieții interioare, despre o stare de spirit stabilă, echilibrată, bazată pe interes personal, poate chiar și pe o mai bună autocunoaștere. În acest sector, pe lângă planetele care există acolo în transit, Uranus și Mercur, se va adăuga și Soarele, începând cu ziua de 20 aprilie. Intrarea Soarelui în această casă a 12-a este foarte specială. Este adevărat că este o casă ascunsă, dar simpla prezența Soarelui acolo este de natură să-i schimbe statutul. Pentru unele persoane se poate vorbi de ieșirea din
uitare sau abandonarea unui mod de viață retras sau hotărârea de a trece la acțiune și de a se afișa în prim plan. Ieșirea din ascunzătoare, ieșirea din izolare, ieșirea din exil, metaforic vorbind. Soarele impulsionează, dă viață, dă curaj, dă lumină, permite să se vadă realitatea așa cum este ea. Este un factor bun, activator, și timp de 30 de zile soarele va lucra în beneficiul celor născuți în acest semn zodiacal, dându-le, bun, și curaj, dar mai ales motivație și convingere interioară că fac ceea ce trebuie sau că ceea ce au făcut până nu de mult nu mai e ce trebuie, nu este în siajul idealului lor de viață și de împlinire. Între 19 aprilie dimineața și 21 aprilie dimineața, posibilă întâlnire pentru a discuta o chestiune juridică, temeiul unui document, a semna, cum se zice în limbaj curent, o hârtie. Poate fi o cerere, o întâmpinare. Nu este vorba de mari acțiuni în justiție. Mai poate fi vorba și de întâlniri care să dureze puțin și să abordeze destul de superficial niște chestiuni curente, fără să se rezolve, fără să se implice vreuna dintre părți și să ducă la bun sfârșit temeiul acelui lucru. Între 21 aprilie și 22 aprilie, chestiuni care privesc bunurile materiale, tendința este profund conservatoare, nu dau nimic, nu cedează nimic, nu împrumută nimic, vor totul pentru ei, să aibă, să administreze, să valorifice, ori să se simtă stăpâni pe situație. Foarte bună rămâne în continuare, întreaga săptămână, zona relațiilor cu publicul, a imaginii, a credibilității și a manifestării autorității sau a exercitării unei meserii ori a unei funcții. Se poate vorbi de succes, de simpatie, de încredere, de entuziasm. Unii dintre cei născuți în zodia gemenilor pot să facă prozeliți, să își mărească numărul de admiratori, să aibă în jurul său persoane care să-l susțină. Nu spun că îl lingușesc sau că îl mint și îl păcălesc, ori vor să-l manipuleze folosind aceste metode blânde și gingașe. Nu, este vorba chiar de onestitate și este vorba chiar de răspunsul pe care îl primesc faptele lor. Dacă într-adevăr se poartă cum trebuie, muncesc cum trebuie, gândesc cum trebuie, sprijină soluțiile care trebuie să fie în avantajul tuturor, nu există niciun motiv să nu fie priviți ca atare, cu simpatie, cu respect, cu încredere.